găsit din informațiile pe care le-am obținut de la oamenii care au fost primi aici la fața locului, șoferul acestui tir a pierdut controlul volanului și a ajuns peste parapeți după ce una dintre anvelope a explodat și nu a mai putut să țină în frâu tirul încărcat cu sârmă. Cărcătura a ajuns pe stradă cu puțin timp în urmă. Șoferii au făcut, așa cum vedeți, un culoar astfel încât oamenii să poată circula pe autostradă. Suntem la kilometrul de pe autostradă 17 plus 600. Este breteaua nouă de autostradă care face legătura de la Agigea cu autostrada Soarelui. Așa cum puteți vedea în aceste momente în imagini încărcătura, însă vă pot spune cu certitudine că șoferul se află în afara oricărui pericol. Nu au fost raportate victime în urma acestui accident rutier. Tot ce pot să vă spun în acest moment este faptul că l-am alături pe șoferul care se afla în acest tir și aflăm informații chiar de la dumneavoastră. Spuneți-ne ce s-a întâmplat. Exploze de cauciuc. Putea să fie și dumneavoastră, dacă era șoferit, se întâmplă. Asta e. Nu avem ce face. Ar putea să sună absurdă întrebarea, dar bănuiesc că v-ați speriat foarte tare. Normal, ca orice. Cum ați reușit să ieșiți din cabină? Dumnezeu a vrut să... Asta. Am văzut că ați sunat acasă. Da. De unde sunteți? Din Constanța. Ați plecat de multă vreme cu încărcătura... Nu, acum are vreo oră și ceva. Cam ce încărcătură aveți? 20 de tone. Dar cum vă explicați explozia? Cauciucul este mai vechi, urma să-l schimbi? Nu, dar... Se întâmplă. Sunt noi. Acum urmează ca polițiștii să continue această anchetă. Au venit echipajele în zonă pentru a fi sigure că nu se impune chemarea și unor ambulanțe, mai ales că șoferul este zgâriat pe brațe, însă, așa cum l-ați văzut, este bucuros că a trecut cu bine de acest accident, mai ales că a trecut în mod cert prin clipe de coșmar la cum arată situația aici la fața locului. Iată, locul unde i-a explodat cauciucul, a pierdut controlul volanului și a mers în jur de 50, poate 70 de metri. De fapt, este impropriu spus, mers, s-a târât pur și simplu pe această balustradă. Este cea care separă sensurile de mers. Urmează ca polițiștii să refacă traseul pas cu pas. Probabil că acest accident va fi catalogat o tamponare, pentru că nu sunt victime, nu sunt decât pagube materiale, însă se știe în astfel de situații foarte importantă este viața oamenilor. L-ați văzut pe șofer, ne spunea că a plecat cu încărcătura dis de dimineață, este un constanțean și a sunat cu puțin timp în urmă și familia a spus că totul este în regulă, nu au motive să-și facă griji. Cel mai probabil circulația va mai fi îngreunată preț de poate o oră pentru ca polițiștii să finalizeze această anchetă. În acest moment putem vedea în imagine, o să-l rog pe colegul meu să mă însoțească pentru a vă arăta pe imagine ce fac mai exact polițiștii. Au făcut primele verificări în acest sens. Cel mai probabil șoferul a fost testat cu aparatul etilotest. Este o procedură standard în astfel de situații, pentru că polițiștii vor să excludă orice alte împrejurări nefavorabile și bineînțeles că vom afla inclusiv de la poliție ce s-a întâmplat din primele verificări, însă polițiștii acum
Nu pot să fac declarații așa cum ne dă de înțeles agentul care se află la fața locului, pentru că trebuie să finalizeze verificările și pentru că trebuie și șefilor săi să dea informații despre acest accident, pentru a se ști cu exactitate dacă se merge totuși pe varianta unei tamponări și să e vorba de altceva. În mod cert, cazul va fi catalogat ca o tamponare, pentru că nu sunt decât pagube materiale în acest moment și traficul care îl vedeți în imagini.